poliția, în loc să aplice amenzi și celorlalți care intră cu mașina în parc unde nu-i voie cu mașina, încalcă la rândul ei. Poliția locală, sector 3. Au aici camera de supraveghere, acum și-au pus și gheretă de supraveghere. Și chiar poliția încalcă legea. Cui să te mai plângi? Jandarmerie, poliție națională, mafie. Putem spera că o să ne păzească de distrugătorii parcului, dacă chiar ei, polițiștii, ignoră prevederile legale și intră cu mașina în parc. Eu nu. Chiar dacă mașina e electrică, pe aici circulă, iată, oameni cu transport alternativ, copii, animale. Deci e pericol de accidente, nu degeaba s-a interzis accesul cu mașini în parc. Să-i spună asta cineva și șoferului cu epolet și cu pistol, care merge cu centura la spate, semn că nu o poartă niciodată. Și pasagera, colegă din poliție, tot așa. Și poate nu din poliție civilă. A, nu, cu epolet și ea. Nu purtați niciodată centura cu o țineți la spate? Nu. De ce? E că nu o port. Știți că e ilegal. Plătesc eu amendă. Vă afectează pe dumneavoastră că nu porteți centura? Da, eu știu că legea e obligatorie pentru toți. E în regulă. Și dacă e obligatorie pentru mine, de ce nu ești pentru dumneavoastră? Și intrarea cu mașina în parc tot așa e ilegală. Aici am dreptul să intru în parc. Ok, o să anunț poliția rutieră și... Să anunți poliția rutieră și poate o să plătiți două amenzi. Pentru centură și pentru intrat cu mașina în parc. Colega numai pentru centură să plătească. Atât, da? Da. Nu uitați că ai intrat cu mașina în parc și colega? Poate l-am amendat pe acela, nu? Că sunteți polițiști. Că e pe o zonă privată. Da, a intrat în parc. N-a putut să teleportez acolo, a intrat pe aici. Prin zonă privată. Aici nu, pe unde mergeți dumneavoastră acum nu e zonă privată. Dumneavoastră ce căutați în zonă privată dacă... Am venit la colegul că am obiectiv aici, probabil. Am înțeles. Problema, ați încălcat două articole din lege. Rușine să vă fie. Cât ar face amenda dacă nu vă poți? Nu știu, întrebați poliția rutieră, o să vă anunțe. Haideți că e drept pe domnul de la jandarmi. Bine, bine. Să rămână. Jandarmii trebuie să știe mai bine decât poliția locală. Halal și rușine. Ei ar trebui să fie exemplu pentru noi și ei sunt... Exact. Exact pe domnul.